Hai să vedem. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hei! Dă-te jos, pipernicitule, și stai acolo! Haide, ieși de aici sau îți ține greșit cealaltă ochi. De unde rămăsesem? 9, 9, și încă 3, 12 și... Și 1, 2, 3, 15. Ei sunt... De ce n-ai v-a făcut? Hei, Horace, eu uite ce avem aici. O pisică bărbată. Ți-ar plăcea o pisică vărgată? Sau o pisică la cutie? Sau bucăți? Pongo? Ce este? Șt, este Marle Dane. Are vești pentru noi. Ne întâlnim la dealul Primrose. Oh, dar cum ieșim? Fereastra din fundul dormitorului e mereu întredeschisă. Hai! Pongo, ai reușit. Bravo! Care-i vestea? Care-i noutatea? Ne-au găsit puiuții? Au fost localizați undeva la nord de aici. În Safa. Oh, slavă Domnului! Puteți pleca imediat? Da, bineînțeles. Putem pleca chiar acum. Bine, merg cu voi până la capătul străzii Camden și vă instruiesc. Când ajungeți la Uitermaș, contactați-l pe Tauser. El vă va direcționa către colonel, care vă va duce la puiuții voștri la casa de Vil. De Vil? La casa de Vil? Pongo, ea a fost... Oh, cineva pe care îl știți? Scuze, domnule, nu avem timp de explicații. Sper să nu ajungem prea târziu. Baftă, Pongo! Dacă vă rătăciți, contactați lanțul lătratului. Vor fi pe poziții! Ceva nou, colonele? Nici cea mai mică veste. S-au pierdut sau au fost capturați una alta, cine știe ce. Colonele, domnule!